La Marșul pentru Viață au participat peste 1500 de tineri, studenții ai Universității Valahia din Târgoviște, elevii seminarului teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, preoți și profesori de religie, dar și credincioși. În fața Catedralei Mitropolitane s-a rostit o rugăciune, iar apoi s-a mers în procesiune prin centrul fostei capitale muntene. Marșul pentru Viață a fost organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Dâmbovița, și de Asociația Studenți pentru Viață cu prijinul arhiepiscopiei Târgoviște